Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un clip altfel decât cele pe care le încarc de obicei pe canalele mele, și anume astăzi este mai mult un clip informativ în ceea ce privește activitatea mea online, dar și câteva schimbări pe care platforma YouTube le-a făcut în ultimile luni. O să începem cu canalul de YouTube. Acesta este unul din canalele mele, este canalul de croșetat, care se numește Irene's Crochet, iar acesta este celălalt canal al meu care se numește doar Irene, înainte se numea Irene's Bijou, însă datorită faptului că am început să fac și alte genuri de clipuri, nu doar tutoriale la bijuterie, am decis că e mai bine să se numească momentan Irene. Linkurile de la toate rețelele de socializare pe care eu despre care o să vă vorbesc în acest clip or să fie în cutiuța cu descrieri de sub acest video. În felul acesta puteți să le găsiți mult mai repede dacă în cazul în care vă interesează o rețea anume. Și o să vorbim în primul rând despre canalul meu de croșetat și nu numai, pentru că acesta vreau să-l evidențiez puțin pentru că este un pic mai mic decât celălalt, este canalul meu secundar. Însă nu are importanță care este cel principal și care este cel secundar. Aș vrea să faceți același lucru pe ambele canale. În primul rând, pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu, trebuie să faceți un lucru foarte simplu și anume acela de a vă abona la canalul meu. Și pentru a face acest lucru, trebuie să apăsați butonul acesta roșu pe care scrie abonează-te sau subscribe sau inscrivi-te dacă este într-o altă limbă decât cea română. Trebuie să dați click pe acest buton și în felul acesta sunteți abonat la canalul meu. Însă, YouTube a adus câteva schimbări care, bineînțeles, este menit să ne complice viața atât nouă YouTuberilor cât și vouă ca abonați, și anume acest clopoțel de aici. Rolul acestui clopoțel este acela de a primi notificări când canalul la care sunteți abonat postează ceva nou. De aceea este foarte important, în afară de faptul că sunteți abonat la canalul meu, să apăsați și acest clopoțel. Dați click pe el, o să vi se deschidă o notificare. Va trebui să bifați această căsuță în care este specificat că trebuie să primim notificări de la acest canal, după care vom da salvare. În felul acesta, apăsând acest clopoțel, veți primi câte o notificare de câte ori eu încarc câte un videoclip nou, dar este foarte important să apăsați acel clopoțel tocmai pentru ca atunci când veți intra în secțiunea de abonamente să vedeți toate clipurile pe care eu le-am postat în ultima vreme. Același lucru este valabil și pe celălalt canal, pe canalul Irene. Trebuie să, dacă vă interesează clipuri DIY, să apăsați butonul de abonare și în afară de butonul de abonare să bifați clopoțelul, să bifați și căsuța cu trimitere de notificări și salvare. Este foarte important să dați salvare, altfel toate modificările pe care le-ați făcut nu vor fi luate în considerare. Revenind la canalul de YouTube, aș vrea să vă mai spun încă un lucru și anume că pentru mine este foarte important să știu feedback-ul vostru în ceea ce privește munca pe care eu o depun pentru a ține active canalele mele. Irene's Crochet este un canal deschis în martie 2016, este un canal, să spunem așa, la început de drum, are doar 1711 abonați. Mi-ar place foarte mult să crească cu un număr, să fie cât mai mulți abonați, dar în afară de numărul de abonați, este important să știu și ce părere aveți despre clipurile pe care eu le postez pe acest canal. Tot ceea ce vă voi vorbi despre Irene's Crochet este valabil și pentru celălalt canal, pentru canalul Irene. De aceea, voi puteți să-mi transmiteți feedback-ul vostru într-un mod foarte simplu. De exemplu, o să iau un clip la întâmplare. Iau modelul de la căciulița cu colț. Acesta este tutorialul. În momentul când ați terminat de vizionat clipul, aș vrea să știu ce părere aveți despre ceea ce eu am postat. Și puteți face acest lucru prin două metode. Aveți aici opțiunea de like și de dislike. Puteți să apăsați unul din cele două. Eu acum vă dați seama că îmi doresc foarte mult să apăsați butonul de like. Însă, dacă nu v-a plăcut clipul, puteți să apăsați și butonul de dislike. Însă,
Dacă ați decis să apăsați acest buton, acela de dislike, nu o faceți doar pur și simplu pentru a avea o acțiune. Este important pentru mine să-mi scrieți și într-un comentariu, aveți aici rubrica de comentarii, să-mi spuneți de ce anume ați ales să îmi dați dislike la acest video. Pentru că în felul acesta eu pot remedia lucrul acela. Poate nu v-a plăcut faptul că am dat prea muzica prea tare sau nu v-a plăcut lumina pe care am folosit-o în timpul filmărilor. Este foarte important să-mi spuneți motivul pentru care ați dat dislike. Doar un simplu dislike nu mă face să înțeleg motivul pentru care nu v-a plăcut acest video. De aceea, v-am spus, puteți să îmi trimiteți feedback-ul vostru făcând aceste două lucruri, lăsând un comentariu sau apăsând unul din butoanele de like sau de dislike. Încă un lucru important este acela că platforma YouTube cumva la câteva luni, să spunem așa, face o curățenie între abonații noștri, a YouTuberilor, și anume cei care nu au nicio interacțiune cu canalul respectiv. De exemplu, chiar dacă sunteți abonată la canalul meu, însă nu aveți nicio interacțiune, nu dați niciun like, nu lăsați niciun comentariu, în momentul când YouTube face această selecție, vă dezabonează automat de la canalele pe care vă interesează. Eu astăzi vorbesc strict despre canalele mele, dar acest lucru este valabil pentru toate canalele pe care voi le urmăriți. De aceea, pe parcursul timpului este bine să dați un like, să lăsați un comentariu, să dați un share la acest video. Să vă arăt și cum puteți să dați share la clipurile mele. Sub video, aici, aveți opțiunea de trimite. Aveți această săgeată spre dreapta. În momentul când o apăsați, va apare aici câteva icoane. Facebook, blog, Google+, Twitter, cred că este, da, Twitter. Și alte rețele de socializare pe care eu nu le știu, Pinterest și așa mai departe. Dar aveți și această opțiune de aici, pe care o puteți copia cu click dreapta și copiază. După care o postați acolo unde doriți voi. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun despre canalele mele în general, nu doar acesta de croșetat, este acela că aveți aici câteva opțiuni. Aveți opțiunea de videoclipuri, aici veți vedea toate videoclipurile într-o listă completă. Aveți opțiunea de playlisturi, de exemplu, dacă vă interesează doar o anumită temă, de exemplu, flori croșetate sau croșetate pentru casă sau genți croșetate, puteți activa, eu momentan nu am decât un singur tutorial, dar cu timpul vor mai fi. Puteți să accesați playlistul respectiv și aveți toate tutorialele care, în care sunt genți. De exemplu, o să intru pe canalul celălalt, pe canalul Irene, și o să intru la playlisturi. Aici, de exemplu, am foarte multe clipuri, pe canalul Irene am 91 de clipuri și aici aveți mai multe playlisturi. De exemplu, aveți o rubrică pe care eu nu am mai făcut-o de foarte mult timp, deși încă am mai primit cereri, aceea de tatting. Am acolo câteva clipuri cu diferite modele de tatting. Absolut toate clipurile sunt doar pe această temă. Tocmai de aceea vă spun că este foarte important să căutați și în playlist-uri, pentru că acolo veți putea găsi strict tema pe care vă interesează și nu căutați în toată lista de videoclipuri. Bun, o altă secțiune unde ați putea intra să interacționați cu mine este aceea discuție, unde puteți să îmi lăsați la fel comentarii. Despre ce vreți voi, puteți să-mi puneți o întrebare sau, eu știu, să îmi lăsați un feedback, îmi place acest canal, nu-mi place acest canal și așa mai departe. Și o altă rubrică foarte importantă este aceea care se numește Despre. Aici veți putea vedea informațiile majore în ceea ce privește acest canal. De exemplu, eu sunt acum pe canalul Irene. Aici aveți toate linkurile de socializare pe care eu le am. Google Plus, canalul acesta la care acum vă arăt este canalul de Irene, este Instagram, Facebook, blogul, Twitter, Pinterest, canalul de croșetat. Aici, acestea sunt doar linkuri către alte rețele de socializare. De altfel, tot aici găsiți și adresa mea de mail, în cazul în care vreți să-mi trimiteți un mail, și pentru a fi sigur YouTube-ul că nu sunteți un robot, veți pifa nu sunt robot, și veți vedea
adresa mea de e-mail pentru a-mi trimite eventual vreun e-mail dacă vreți să îmi trimiteți un e-mail. Acest e-mail este pus aici pentru colaborări. Același e-mail este valabil și pentru canalul de Irene și pentru canalul Irene Scroșe. De asemenea, în această secțiune puteți să-mi trimiteți și un mesaj în cazul în care vreți să îmi scrieți ceva în mod privat și nu vreți să-mi trimiteți pe Facebook sau pe alte rețele de socializare. Cam atât despre canalele mele de YouTube. În cazul în care va mai fi ceva pe care am uitat să vă spun, o să vă transmit ulterior. Vom trece acum la alte două lucruri importante, pentru mine sunt importante, și anume cele două bloguri ale mele. Acesta este blogul de croșetat și acesta este blogul celălalt, care este mai vechi decât cel de croșetat, este blogul Irene Bijou. Revenind la blogul de croșetat, acesta a suferit și el câteva schimbări. Înainte era adresa de internet www.irenescroșet2016.blogspot.com. Acum această adresă s-a schimbat și puteți intra pe acest blog, pe acest site, scriind www.irenescroșet.com. În cazul în care aveți salvată vechea adresă de internet, puteți să o folosiți în continuare pentru că veți fi redirecționați tot pe site-ul meu acesta, www.irenescroșet.com. Este o platformă blogger, eu am preferat să rămân pe această platformă pentru că mi este mult mai ușor de utilizat. În cazul în care intrați pe unul din blogurile mele, și acest lucru este valabil și pe unul și pe celălalt, aș vrea să vă spun câte ceva despre ele. Aceste două bloguri sunt create pentru a mai trece câteva detalii ce, eu știu, am uitat să spun în tutorial sau m-ați întrebat și pentru a nu răspunde la fiecare în parte am preferat să fac o postare pe blog sau pentru că aici pe aceste două bloguri eu mai postez diferite tutoriale la care nu am neapărat un tutorial video. Același lucru este valabil și pe celălalt blog. Cam acestea despre blog. O să trecem la platforma cea mai iubită de toată lumea. Aceasta este platforma mea, platforma de Facebook, pardon. Am văzut că foarte multe dintre voi mi-ați găsit profilul de Facebook și îmi vin în continuu o avalanșă de cereri de prietenie pe Facebook. Pe mine nu mă deranjează, dau accept la absolut toată lumea, însă la un moment dat Facebook îmi va bloca posibilitatea de a vă mai adăuga în lista de prieteni pentru că deja sunteți foarte mulți. De aceea aș vrea mai degrabă să vă invit să intrați într-un grup care acum eu l-am modificat. Este vorba de Irene's Handmade Group. Este un grup pe care acum stau să lucrez la el mai mult. Este un grup în care aș vrea să ne adunăm toate cele pe care iubim să lucrăm handmade și care, mai ales cele care mă urmăriți pe cele două canale de YouTube. Iar aici puteți să vedeți diferite lucruri pe care eu le realizez și pe care vi le propun vouă pentru a face tutorial sau nu. Sau, de exemplu, dacă am găsit un tutorial drăguț undeva la altcineva și l-am realizat, vi-l arăt și vouă și, bineînțeles, voi adăuga în comentarii linkul către acel tutorial. Dacă vreți să faceți parte din acest grup, accesați linkul din descrierea clipului, dați cerere de aderare la acest grup, iar eu cu cea mai mare plăcere o voi accepta. Cam acestea sunt regulile. De altfel, grupul o să aibă și un regulament. Bun, eu încă nu am terminat de făcut absolut tot în grup. Trebuie să mai adaug regulamentul, trebuie să vorbesc cu fetele, trebuie să fac câteva fișiere. Este încă la început, v-am spus. Grupul acesta este încă la început pentru că înainte avea un alt scop, iar acum l-am schimbat tocmai pentru a face acest grup în care noi, eu și voi, cei care mă urmăriți, putem interacționa. Dacă sunteți în mai multe grupuri și postările din anumite grupuri se pierd în timp peste alte postări, puteți face un lucru foarte simplu. Sunteți, în momentul când ați primit acceptul de aderare în grup, veți intra aici la notificări, veți alege fie să primiți notificări despre toate postările sau doar despre prietenilor, dar asta veți decide voi. Și ca să nu îl căutați foarte mult, aveți aici unde sunt acestea trei puncte, deschideți, unde scrie fixează în comenzi rapide. Asta vă va ridica cumva grupul sus. Vedeți, acum după ce am activat
acel buton pe care vi l-am arătat un pic mai devreme, grupul este aici sus. Cam acestea, nu știu ce aș putea să vă mai spun, aș vrea doar din suflet să fi înțeles ceea ce eu am vorbit în acest clip, doamne, am vorbit o grămadă, am vrut doar să lămuresc anumite aspecte pentru că foarte multe dintre voi mă întrebați, dar cum dau de pagina ta de Facebook? Ah, apropo, paginile mele de Facebook, la fel, sunt două. Eu lucrez separat. Irene Scroșe, Irene Biju. Acesta este pagina mea, Irene Scroșe. Veți avea link în descriere, bineînțeles, unde postez ceea ce lucrez eu. Vă arăt imediat și pagina Irene Biju, care nu prea are activitate ea în ultima vreme, dar sper că în 2017 să remediez acest lucru. Aceasta este pagina mea, Irene Biju. Grupul vi l-am arătat. Ce aș putea să vă mai spun în plus? Da, toate aceste platforme, atât Facebook, cât și blogurile, cât și canalele de YouTube, pentru a le urmări este gratis. Deci nu vă costă absolut nimic. Nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să citiți blogul, nu sunt bloguri cu taxă, nu sunt nici pe Facebook, nu vă cer niciun ban, nu v-am cerut niciodată nimic, Doamne ferește. Bun. Atât am avut de spus, am avut foarte multe de spus, Doamne, am vorbit o grămadă, însă vreau să lămuresc aceste lucruri. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ați reușit să urmăriți acest clip până la final. Nu uitați ce am spus la început, dați like la acest video, puteți să dați și share pentru a afla cât mai multă lume despre mine și despre canalele mele și lăsați-mi un comentariu, de ce nu? Mi-ar face mare plăcere să știu ce părere aveți voi despre ceea ce eu am vorbit astăzi. Până data viitoare, eu vă urez spor la lucru și v-am pupat. O zi bună tuturor!